Continuăm cu o întâmplare demnă de dosarele X petrecută la Botoșani. Comunitatea întreagă este bulversată după ce reprezentanții bisericii au hotărât să deschidă un mormânt la care oamenii se roagă de o jumătate de secol. Cu toții știau că acolo se odihnesc 9 preoți ușiți în primul război mondial, iar cei mai credincioși pot să jure că răposații au făcut minuni aici pe pământ. Când colo o dezamăgire, groapa era goală. Da. Îl curățim ca să sune părintele cu protocol. În 1921, un preot militar care îi cunoscuse pe ceilalți 9 duhovnici morți pe front între 1916 și 1918 s-a gândit să ridice un monument în memoria foștilor săi camarazi. Părintele Teodor Brânzei slujea pe atunci la capela cimitirului Eternitatea din Botoșani. S-a prăpădit în al doilea război mondial și a luat cu el la ceruri adevărul despre presupusele oseminte îngropate acolo. Chiar și așa, aproape 50 de ani, mormântul a devenit loc de pelerinaj pentru sute de credincioși care veneau aici înainte de Paște. Credeau că sunt niște preoți și dacă au murit în război, pe front, ar fi cu o putere mai deosebită. Veneau cu kilograme de lumânări și puneau acolo. Pentru că aveau totuși anumite bănuieli, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au deschis astăzi mormântul. Elucidăm un mister și să fim corecți și față de cei vii și față de cei morți. Sunt anumite persoane care veneau și aprindeau o lumânare și chiar se rugau, făcând un act de cult. Trebuia să clarificăm acest lucru. După ce au săpat mai bine de 2 metri, groparii n-au găsit niciun fragment uman. Nu s-a găsit nimic acolo, nu? Nu. La 2 metri. Ar trebui să găsiți ceva până acum? Trebuie să găsim, o să minți. Oamenii care credeau cu tărie în legenda celor 9 duhovnici sunt dezamăgiți. Mulți aprind câte 10, 20, 40 de lumânări. Au zis că dacă aprind 20 de lumânări, 40 de zile, au zis că s-adeverește și se roagă ele aici. Culmea este însă alta. Mulți spun că vor păstra tradiția și se vor ruga tot aici și pe viitor.